Dobro, se vezi ma dusa la direct nevoie, am dat la știu ce la lui. Direct pe jos, spital. Uite mă că vine și ăsta. Salută fraților. Sau mă. Ia ce-ți mai aveți țigară? Da, am dat. Te mă gândit la treaba aia cu telefoanele. Da, mă. Nu știu. Au că ies banii bine, facem jumate, jumate, nu-i mare chestie. Veniți la mine la ora 7, bem o bere, vedem un film și mai discutăm. Ok, ok, bă, vezi că vine maică ta. Ce cauți mai aici la ora asta? Nu trebuia să vin la școală? Nu! Mamă, te gândi prostiile astea. Ce cauți? Mă, chipaș, tu e o prostie, mă, ți-am zis să nu mai umbli cu derbe de ăștia? Taci! Mă, ți-am zis să nu mai umbli cu ei? Ți-am zis, mă, să nu mai treci la școală, că te prezinte, nu te vezi, treci la școală! Uite cu măta, fătălăule! Dacă mi-a zis genii de la patru că e aici, dacă mai lipsești o singură zi, te omor! Baftă! Ce bă la asta? Și dacă e nevoie, te duc eu, direct te duc în fiecare dimineață. Mă, pentru mine e prea târziu. Bă, pentru școală niciodată nu e prea târziu, mai auzit? Pentru mine este. Bună ziua. Bună ziua. Ne scuzați că am întârziat, am avut o problemă în familie, dar de mâine o să vină la timp. Haideți să mergem afară, să vorbim. Da. Continuați exercițiul. Domnule profesor, eu știu că a făcut multe probleme, dar eu am discutat cu Alexandru și o să fie tot în regulă. Mie mi-a promis că de mâine o să vină fiecare zi la Alexandru, școală, nu mai face nicio absență. Tu nu ai spus mamei tale că ai fost exmatriculat? Ce? Ce-ai făcut? Doamnă, stați, stați, vă rog frumos, doamnă. Păi mie de ce nu mi-a zis că are probleme la școală? V-am sunat, am venit și la dumneavoastră acasă de 3 ori, dar nu v-am găsit. Cum adică nu m-ați găsit? Am vorbit cu soțul dumneavoastră și mi-a spus că o să-l trimiteți pe Alexandru la școală, dar el n-a venit. A adunat sute de absențe și a fost exmatriculat. Păi nu cu bărbatul meu trebuia să vorbesc, că bărbatul meu e un bețiv care nu știe ce face și ce zice. Îmi pare rău. Am încercat să fac tot posibilul pentru Alexandru. Bine, și mai putem face ceva să mă duc eu să vorbesc cu domnul director? Nu cred. A rămas și repetent, a adunat atâtea absențe, iar directorul a spus că nu acceptă așa elevi în liceu. Păi bine, și eu ce fac acum cu elele astea așa să bată străzile? Ajung în ce mi-a dat, doamne ferește, m-a ratat. Mai rău, dă în cap la oameni pe stradă. Puteți să-l mutați la liceu. Am un prieten la inspectorat. Am să încerc să vorbesc. E tot ce pot să fac. Vă mulțumesc. Vă sun diseară să vă spun dacă am rezolvat ceva. Alexandru, ai grijă de tine. Eu zic, te duci la liceu. Uite, ba, nu o să mă duc. Bă, ba, te duci. Calcul, ajungi ca tactul. Uite, știu că crezi că ești mai bună decât el, mă? Toată ziua o la mine și la fratele meu. Și nici lovești. Eu m-am săturat. M-am săturat să fiu sacul tot de box, mai înțeles? De lângă tine, de lângă tata și de lângă fratele meu. Ai înțeles, mă? Plec! Nu pleci nicăieri, m-ai mai auzit? Nu pleci nicăieri. Alexandru! Alexandru, nu te duci, treci înapoi! Alexandru! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.